La Odzak, în Bosnia-Herzegovina, s-au disputat în perioada 6-10 august campionatele balcanice de volei destinat cadeților jucători născuți în 1995 și mai tineri. La competiție au participat 6 echipe naționale care au jucat după sistemul fiecare cu fiecare. România, cu voleibaliștii zălăuani Mihai Criste și Rareș Bălean în echipa de bază, a obținut 5 victorii, 3-0 cu Muntenegru, 3-2 cu țara gazdă, 3-1 cu Serbia și cu Turcia și 3-0 cu Bulgaria, succese cu care tricolorii s-au încoronat regii ediției 2013 a Balcaniadei. Anul acesta, România a mai obținut 3 medalii de bronz la campionatele balcanice de volei, speranțe feminin și masculin, precum și la juniori.